Ploaia măruntă și temperaturile scăzute din aceste zile au transformat străzile vasluine într-un imens patinoar, căruia mulți pietoni au căzut victime. Dacă partea carosabilă este eliberată de stratul de polei, trotuarele au rămas capcane sigure pentru cei care au fost nevoiți să străbată orașul pe adevărate piste de patinaj, camuflați în haine cât mai groase care să atenueze căderea, ciorap trași peste încălțăminte și înarmați cu răbdare, oamenii și-au testat calitățile de echilibriști, iar în unele cazuri, rezistența oaselor. Ce să facem, doamnă? Din nevoie trebuie să mergem. Mergem și pe jos, până unde a fi. Suntem la Brolog, dar trebuie să mergem și pe jos. Noi suntem tineri. Dar ce faci cu acei bătrâni? Imediat, te rup, să ai vai de capul lor. Duc la spital, plătești tot. Umblă de colcol, dă, pe unii da zăpada, dă cu nisip, pe unii da, nu dă. Aiurea. Deși gheața ar fi trebuit spartă de pe trotuare cu multe zile înainte, angajații Goscom sunt preocupați cu alte treburi, probabil mult mai importante. Deținuții sunt cei care încearcă să scape orașul de gheață, chiar și pe vreme de ploaie. Suntem mulți, dar ce să facem? Luăm și noi câștigi, ne și plătește, trece timpul altfel, nu stăm închiși, suntem în aer liber. Cu toate că plouă, asta e. Le punem la ustat, mâini le luăm iar. Deși situația reală de pe străzile vasluiene solicită o mobilizare promptă și o informare corectă asupra demersurilor întreprinse de autorități pentru remedierea problemelor, niciunul dintre membrii conducerii Serviciului Public de Salubritate nu a putut fi contactat.